optimizarea un pic. După cum știți, optimizarea pentru motoarele de căutare are două laturi. Una on-page, una off-page. On-page e optimizarea site-ului, adică tot ce ține de site, de la numele domeniului până la conținut și structura link-ului. Structura. Așa. Ok, ce reprezintă? Am zis trei idei principale. E optimizarea website-ului pentru a fi citit cât mai ușor pe motoarele de căutare. Asta pentru a îl face, adică, pentru a ușura munca botului să găsească toate informațiile cât mai repede. Apoi, optimizarea conținutului pentru a fi cât mai relevant pentru cuvintele cheie pe care le targetați. Și crearea conținutului de conținut cât mai relevant pentru utilizator, care până la urmă ar trebui să fie ideea principală în partea de optimizare on page. Cu cât aveți conținutul mai de calitate și cât mai relevant pentru utilizator, cu atât optimizarea on-page va fi mai bună, să spunem. Și pentru că asta va duce și la o optimizare bună off-page. Așa. Despre ce o să vorbesc în continuare, sunt metode generale care sunt universal valabile, dar le-am particularizat pentru Google, deoarece, cum îi arătam mai devreme lui Mihai, cam 95% din traficul românesc vine din Google. Deci e puțin irrelevant să vorbești de Yahoo, Bing și celelalte motoare de căutare. Am împărțit factorii on-page, ce îți influențează poziția, în factor pozitiv și factor negativ. Deci factorii care îți fac bine și îți oferă o poziție mai bună, deci îți fac site-ul mai relevant, și cei negativi care e o probabilitate foarte mare, dacă nu sigură, să îți sancționeze site și să coboare în rezultat. Factorii pozitivi, referitor la cuvintele cheie. Cred că știți ce sunt cuvintele cheie. Sunt cuvintele pe care doriți să apăreți. O să răspund eu mai departe. Da, răspund. Așa. Era o glumă, nu vreau să nu știu. Da, deci e important să aveți cuvintele cheie în URL, în domeniu, în titlu, în meta description, în body, adică în textul paginii și în hash-uri. Densitatea individuală a cuvintelor cheie între 1 și 6%, ce mă refer? Adică în la ce mă refer? În conținutul textului, cam un procent de între 1 și 6% e bine să fie cuvintele cheie pentru care targetați pagina respectivă. Nici mai mult, mai mult deja poate deveni spam, mai puțin poate nu, motorul de căutare poate să nu găsească de relevant pagina respectivă. Poziționarea în text a cuvintelor cheie. Ideea e să le poziționați cât mai la început, cele pentru care vreți să fiți. Și, dar să nu pară nici pe în decursul paginii și mai jos, dar densitatea mai mare să fie către începutul paginii. Deci, de exemplu, dacă ai o pagină în care targetezi 2-3 cuvinte, în primele două paragrafe să fie ambele, să spunem, 50% din densitate să se găsească în primele paragrafe. Ordinea cuvintelor cheie. Încercați să ghiciți cum utilizatorii vor căuta, vor forma frazele și să aveți exact ordinea respectivă în conținut. De exemplu, așa. Nu vreau să dau un exemplu acum. Ceva genul... Da, dar nu cred că e bine. E
să spunem, pentru o frază mai lungă în care ai 5-6 cuvinte cheie, care de obicei ai văzut că majoritatea frazelor care se bagă în, sunt căutate, cum zicea Olivian, sunt de la 2-3 cuvinte cheie în sus. Ei, și să ghicești cam care ar fi ordinea cuvintelor respective, că dacă ordinea respectivă tu o ai în conținut, e mai relevant decât un alt, o altă pagină în care, să spunem, care exista exact aceeași frază, dar cu cuvintele în altă ordine. Navigarea. Toate link-urile către paginile interne ar trebui să conțină cuvinte cheie. Deci nu doar ceva foarte general. Cât mai specific să fie meniul, cât mai specific. Apoi structura linking-ului intern să fie genul unui arbore, în care adâncimea maximă a arborului să nu fie mai mare de 4. Deci de pe prima pagină să nu fie nevoie mai mult de 3-4 click-uri pentru a ajunge pe orice pagină. Este important ca toate link-urile interne să fie valide, deci link-urile invalide, dacă, de exemplu, există, să spunem, e cel mai bine să le trimiteți către un 404 în care să spuneți pagina respectivă nu mai există. E bine și pe lângă linking-ul gen arbore să existe link-uri și între paginile frunzătului. Se cheamă ca ultimul nivel să aibă link-uri între ele. Link-uri externe către site-uri de autoritate. Asta e, unii spun că e absurd, alții spun că e ok. Părerea mea e că n-are ce să strice și ajută utilizatorul în momentul în care el, să spunem că a ajuns pe site căutând o temă. Ei, tu oferindu-i alte resurse relevante pentru el și din site-uri de autoritate, e clar că tu l-ai ajutat pe el și până la urmă asta e ideea pe care o urmărește și Google, ca experiența utilizatorului să fie cât mai bună. Deci, link-urile externe sunt ok. Factor referitor la domenii și URL. Un prim factor e vârsta domeniului, care cu cât e mai un site mai vechi, e mai ok. Deci dacă începeți un proiect nou, părerea mea e că e bine să cumpărați. Dacă, de exemplu, n-aveți bani și așa, e ok și un domeniu nou. Dar e bine să luați un domeniu vechi, dar pe care să-i faceți un studiu puțin, ca nu cumva în trecut să fi fost notat ca spam sau ceva de genul. Wayback Archive, vezi cam ce a fost în site-ul respectiv. În fine, asta nu e valabil pentru România. Așa, extensia. Puteți să vedeți perioada pe care cumperi un domeniu, că un apă de aia. Se spune și chestia asta, că este important și factorul ăsta, dar e mai greu de observat chestia asta, adică nu prea poți să-ți dai seama. Apoi, extensia domeniului. Aici am scris în paranteză GAP și EDU, care sunt tratate ca domenii de autoritate maximă. De exemplu, pot să dau un exemplu aici. Au lansat acum 3 luni sau 4, nu, 6 luni, prin toamna anului trecut, guvernul american a lansat CASP.gov și după 2 zile, doar după ce a fost lansat și clonat, CASP.gov era pentru CARS, era pe locul 3 în Google, și pentru CAR pe 10, ceva de genul, care e o concurență, ceva de genul, vreo 3-400 de milioane de site-uri sunt relevante pentru CAR. Unu, știm că foarte multe domenii sunt deja înregistrate și toți acum timp să folosească Kraken pentru a-ți găsi un domeniu care să spun că e relevant pentru nișa în care urmează să activezi. E bine să folosiți un număr de Kraken cât mai mici. Adică una, două, trei maxim. De la 4, deja 5, 6, 10, pare spam. Și, în general, încercați să despărțiți. Dacă aveți un domeniu mai lung, să spunem,
site de sport și ce să puneți la jumătate, la jumătatea vizitelor ocratică, dacă niciodată nu există mai educație. URL-uri canonice, adică... Mai adică site de sport. Vă zic că site de sport și femei, de exemplu. Pui site de sport, muguță și femei. Dacă, de exemplu, nu există... Am dat un exemplu. Ok. E ceva... Dar să aveți numele timpul ăsta, e da. Așa. URL-uri canonice. Ce înseamnă? Să faceți rescrierea URL-urilor, adică să nu mai apară în URL toate, toți parametrii, ci formați URL-ul exact în forma categoriilor pe care le aveți pe site. De exemplu, nume site, slash categorie 1, slash nume produs, să spunem asta pentru un magazin online. Sau pentru un blog, nume site, slash categorie din care face parte și slash nume post și înainte de asta. Lungimea URL-urilor. O să vedeți că mulți care nu fac rewrite au URL-uri de ceva ce nu 1000 de caractere, de exemplu mobile de care foarte bun. Și asta este un... Aici te referi la URL-uri cu parametri? Da, exact. Deci, chiar dacă, să spunem, ideal e să le faceți canonice și să fie cât mai simple. Dacă nu se poate, nu știu așa, e ideal să fie mai scurte, maxim de cam 200 de caractere. Am văzut azi un URL care, cu toate că era rescris, avea o lungime destul de mare. Includea ultimul parametru, era session ID-ul. Eu, da, bă, uite, chestia asta... Deci, nu mi-a venit să cred când am văzut. Mi-a dat un link către un produs, era un magazin online, așa era link. Și mă mai exact chestia asta. Era rescris, era mult. Recent am citit o chestie că trebuie să se renunțe la session ID-uri, pentru că astea îți fac foarte lung ăsta, URL-ul și automat se poate renunța la el pentru că sunt alte metode de... Problema asta e și altă problemă, partea de optimizarea on page. De exemplu că se pune foarte mult accent pe titlul paginii. Dacă tu ai un URL lung cu chestia aia, fiecare cuvânt devine mai... dacă ai, se presupune că avea 10 cuvinte. În URL un cuvânt înseamnă 100%. Dacă ai 100 de cuvinte, un cuvânt înseamnă 1%. Și având chestia aia, gen care oricum ocupă 80% din URL, cuvintele tale devin absolut neimportante pentru optimizarea în titlu. Ok, mai departe. Optimizarea imaginilor. Foarte mulți pun imaginile fără titlu, fără alt tag, fără descriere. E bine să folosiți, să numiți imaginile, folosiți cuvinte, deci să aveți cuvintele cheie pe care le targetați pe pagina respectivă în numele imaginii, în altul imaginii și asta nu o să vă ajute doar la optimizarea on page, ci și la optimizarea pentru căutare pe imagini. Și apropo de căutare pe imagini, de asta a trecut și mărimea imaginilor, undeva la 500 pe 500. Dacă o să căutați imagini, o să vedeți că 90% din imaginile de pe prima pagină, când dați o căutare pe Google Images, sunt undeva între 400-400 și 600-700. Deci mai da. Oricum Google Images e praf. Trebuie să știți că e... Da, într-adevăr, și traficul de pe Google Images e foarte prost și de multe ori... Nu ajunge căutare pe Google Images care să fie chiar excelent, să zic eu, într-adevăr. Da, gândește că lumea... Pe turiță știi că sunt cât de cât. În general, când caută pe Google Images, vreau un post. Uite, pe turism. Eu spun că acolo e cât de cât relevant. Cât de cât. Bine, dar se și da. Plașa mult mai specifică pe turism. Adică, e mult mai specific. Cauți un oraș, cauți o zonă, da, cauți... Da, exact. Da, și pe urmă, da, mai aștepte. Da, să-ți mai spun cauți un lucru general. Problema e din ce cauza apare bounce rate-ul ăla foarte mare. Pentru că foarte multă lume caută imaginea și se duce pe imagine și nu așteaptă să se mai încarce pagina. Că știi de ochi. Îi dă direct să vadă full image. Ei, și îți dai seama că automat... Dar pentru chestia asta poți face un redirect. Există metode prin server
și se trimite pe pagina respectivă. Da, dar fai degeaba. Eu zic sincer, pentru că am dat foarte multe Photoshop și am făcut grafică și m-a interesat doar să iau poza și atât. Puteai să-mi faci direct urmă. Dar nu e corect, nu e, mi se pare ok, adică totuși. Nu, 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 nu e, dar pentru ideea e cum gândesc că... Cel mai bine să spui watermark pe poze, pe poze de ADN, cu un call back și acolo, e după site-ul meu. Da, da, e foarte ok. Da, dar dacă vrei la poze de pe alt site, da, de exemplu, am găsit site-uri pe... Watermark pe poze de altfel. N-ar fi, adică, n-ar fi e bine să iei cartea și... Dacă dacă plătești? Nu neapărat, că să-și gratis. Așa. Să-și și gratis, iau de frică. Mențiuni foarte mari. Mă rog. Dar tu iei după frică? Da. Deci tu ești la dar de poze, dacă vrei să... Dar nu trebuie să facem așa mai informat. Da, dar chiar așa vreau să fie. Există search and speaker? Nu știam. Este search bun and speaker? Da, într-adevăr e bun search. Excelent search. Există o singură problemă, că dacă pleci pe contul tău, când ai contul, îți caută din contul tău. De parte, să-i faci setarea auxiliară de vreau să caut în toate pozele. Ca să vă zic o șmecherie, foarte mulți webmaster care folosesc fotografii de pe iStock nu schimbă denumirea. Și uite, dacă fac acum pe Google Mode, dacă tot o facem informal, o facem... Dă o cort de prezentare! Uite, deci mergi pe Google Images. A fost, zicem... Stai o secundă, facem Images. Du-te la Google și caută aici. Și... Da, și dăm așa, in URL, iStock. Și acum spuneți-mi ce vreți. Water. Mark. Și astea sunt imagini de pe iStock, care sunt gratuite. De aia, a patra imagine a fost folosită de pe cere. De mulți alții, știi? Ăla cu BCR, adică te aștept să... Na, să aibă și eu. Da, 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 zic. Deontologi. Nu, da, adică te gândești, băi... Și ăstea sunt imagini de pe iStock care, să spunem, nu prea... doar dacă îți cere cineva... dovada. Chitanța pe care ți-o trimit invoice-ul. Dar nu faci toate. Da, mă, dar poți și sunt foarte multe. Exif-ul ăla se poate șterge. Corpus e același lucru. Ce? Exif-ul se poate șterge și nu poți să citească sursa paginii, de unde a venit poza respectivă și așa. Dar cu editezi în Photoshop sau vezi, nu mai citești. Da, da, exact. Am că minte, ia de acolo cu images care dă advanced. Deci exif-ul ăla e oare cum e relevant la un moment dat. O rezoluție foarte mare, sunt curios. Că mă interesează de ce sunt folosit pentru material de print, ai nevoie de rezoluții foarte mari. 16 minim. Deci, asta e manucerească. Da, deci și e foarte ok pentru că se fac poze de super calitate și nu știu, dar nu poți acuze nimeni că nu le-ai luat. Îți dai seama că unul dintre ei... Noi vorbim acum de ciordean legat. Nu știu nimeni la... Cam asta e. Ce știm și facem noi acum. Stursa Google Images. Era pe Google Images, e public. Că portalul de 220.ro a fost făcut special ca să nu zică nimeni despre blogger. Da, au zis, au zis că s-a dus la direct la Google și a dat în judecată directorii Google cu Europa pentru că folosesc anumite chestii de care contravin legislația de statul respectiv. Și webcam-urile care le-au cumpărat folosește foarte mult ca tot ceea ce sunt în media și utilizează multe filmulețe o să mă pe 220.ro. Dar alea că sunt de la Fugerică, sunt de la Zosă, că sunt de la Ordeanu. Și uite, scrie. Ei trebuie 220.ro. La fel a făcut GSP și mă alegă foarte deștept, pe care a făcut mai sportul. Asta e chestia. El a uitat să schimbe. Da, știu și eu. Și poți să ciordească legat cu blogul respectiv. Adică ar fi cu informații de pe Hot News, a uitat de pe mai sport și de link la mai sport. E ca și să avea o chiveță în care să scoate informații. E o chestie utilă până la urmă. Foarte. Deci se ține. Filmulețul ăsta e foarte... Așa, apoi, domnul Iisus, am discutat imagini, așa, ați facă. Mărimea paginilor, ceea ce duce la... Cu... Te zici mărimea, trebuie la dimensiune. La dimensiune. La dimensiunea, în kilobits. Deci, cu cât sunt mai mari, viteza de încărcare a paginilor va fi mai mare și după ultimul update. Ca fiind care s-a, despre care s-a discutat acum 3 săptămâni, foarte mult. Așa. Viteza de încărcare a paginilor contează. Ideea, chiar recent am văzut un interviu al lui Matt Katz și
toată lumea întreba cam la ce nivel, cât de mult contează viteza de încărcare. Adică dacă am un site care se încarcă foarte repede, automat, el înseamnă că merită să fie pe primul loc. Și el a spus că dacă două site-uri sunt cam la fel de relevante, adică din punctul de vedere al link-urilor, al conținutului intern, și unul se încarcă mai repede, cel care se încarcă mai repede va avea sigur o părere mai bună. Părerea mea personală despre Medcast este că el mai și e clar asta. Adică mai spune prostii, da? Asta e o chestie. Trebuie să cine se tăjitești printre rânduri. Ce spune ăla? Da. Păi, dar apropo de chestia asta, hai că discutăm asta. Da, și eu cred că e o conspirație cu Patreon. Scoate-mi Patreon. Păi nu, scoate afișajul. Scoate afișajul. Exact. Asta e chestia, că doar până la urmă PGN cu în intern nici nu e 7, 8, 9, 10. E o altă... E alt număr acolo, da. Ideea e că au arăt... La fel cum e și quality score, știi? În AdWords, e quality score 7. Da, păi îți dai seama că sunt... 7 ăla poate să fie? Așa, ritmul de adăugare de pagini noi conținut, adică cât de des vă adăugați conținut nou pe site, cu cât adăugați mai des, atât e site-ul fost mai bine. Și dacă n-adaug fi... pagină nouă și doar modific, este la fel de important? Apropo de chestia asta, în momentul în care modifici, e posibil să facă rău. Deci o pagină care deja e indexată, să spunem, undeva pe o poziție de foarte bună și îi modifici conținutul, e posibil să îți cadă în ranking. Păi pierzi niște ranking și poate câștigi altă. Nu, nu e chiar așa. Eu îți faci un cash, nu? Îți faci un cash în pagina respectivă. Da, da. Eu sunt aici, am un problem. Asta înseamnă că toate blogurile care au related pages ar însemna să fie penalizate. Exact. Adică stai un pic. Deci asta e dacă ai comentarii. Deci tu îți mărești conținutul și schimbi, modifici nu, conținutul. Nu, eu mă refeream, nu că adaugi, dacă modifici. Deci, să de schimbi o propoziție. Pagina și ai o propoziție. Schimbi conținutul paginii, adică am pagina. Eu ziceam nu. Dacă adaugi conținutul, adaugi pagina, adică comentarii și chestii, automat e bine. Asta e. Și dacă conținutul ăla nu este relevant pentru acele cuvinte cheie pe care faci optimizarea paginii. Ce vreau să zic eu? Da, eu. Asta, stai puțin că nu, mai o chestie. Aici nu mai e relevant pentru discuție, că până la urmă, ca să-ți optimizezi o pagină, de exemplu, tu vrei să optimizezi o pagină, nu o să spui că optimizezi un blog post pe care l-ai scris deja, să spunem, și începi să-ți vină comentarii și pe urmă tu te duci să optimizezi blog postul ăla mai bine decât e deja. Ca să optimizezi mai... Deci să faci conținutul respectiv. Deci ca să duc pagina aia mai sus în motorul de căutare, nu să mă duc să modific conținutul, că parcă mi se pare mie că ar trebui să mai adaug aici o dată cuvântul cheie. O să te duci și o să aduci niște link-uri către pagina respectivă. Adică la asta mă refer. În momentul în care în discuție noi vorbim despre pagini care, nu știu, pagina unui produs dintr-un magazin online sau ceva de genul care mai puțin probabil să fie alterată non-stop. Bine, de exemplu, mie îmi plac paginile cu comentarii. Pagini de produs care au comentarii la produsul respectiv și astfel să modifică conținutul paginii respective și să adaug un conținut nou. Plus de asta, dacă adaug conținutul ăla, acum mă gândesc și stau și cu problema. Dacă conținutul pe care îl adaug nu e relevant față de cuvântul la fraza cheie care e, sau frazele cheie care se reparte pe prin pagina respectivă, îmi alterează mie conținutul, cum scade densitatea. Poate da. Și cel care vorbește despre camera foto... Da, dar oricum, acolo, în momentul în care o să ai, de exemplu, un review nou, îl faci și tu automat când a băgat, de exemplu, îi spui review numele produsului, de numele nu știu care, din ce. Și automat când el îți face un review, dacă el vorbește de... În loc să vorbească despre camera nu știu care, el îți vorbește despre laptop, păi nu, dar de acord sau știu. E ok, de acord cu tine. Dar dacă el îți vorbește în sfera noțiunii, dar nu menționează totuși noțiunea. Adică... Zicea, am cumpărat acest produs și e ok, mi-a plăcut. E super mișto, mi-a plăcut că l-am luat și lui bunica, și lui mătușii mea, și după ce mișto a fost, și zice că l-am fost avatar pe el, la LCD-ul ăsta. Practic el nu spune, nu-ți repetă cuvântul ăla și practic nu
scade densitatea overall pe pagină tot cuvântul cheie relevant pentru tine. Eu cred, ca să vă dau și o părere personală așa, eu cred că aceste comentarii nu sunt, nu influențează. În opinia mea, ba, să știi că influențează pentru că... Negativ. Nu, nu. Deci negativ nu e. Da, pozitiv mai puțin. Pozitiv poate să-ți influențeze pentru că e posibil să ieși la unele căutări pe long tail din cauza că el ți-a adăugat comentariul respectiv pe site și... Caută bunica camera video. Da, e. Televizor pentru bunica. Da, da. Camera pe care i-a cumpărat pagina mea pe care poate mai fi mai bine indexată. Da, da, are ceva relevant. Faptul că faci indexat 1 milion de euro. După aceea de linkurile. Okay. Cât de bine e structurat informația. Ai zis de long tail, știi? Și teoria long tail zice că căutările au un volum de căutare mic, da? O unicitate mare și un număr de pagini indexate mic. Și atunci motivul pentru care sunt foarte bun este că cel care caută extrem de targetat și atunci apare după cuvântul aparte, după cuvântul ăla foarte lung sau foarte unic sau ala, atunci ăla este foarte potrivit sau foarte targetat. Dar rata de conversie mai mare la interlocutorii decât la... Nu, ce vreau să zic că... Dacă te-ai făcut să ai cu ca să vinzi ceva, ești interesat să ai și o selecție în modul de căută. O să o faci pentru, să spunem, pagina de index. Acolo, pentru că acolo te interesează pe tine să-ți vină de pe niște cuvinte cheie generale care să-ți aducă trafic și implicit... Nu, că dacă ai un modul și poste pe el, e foarte mult. Și pagina de categorii, să spunem, dacă tu ești un magazin, și, nu știu, vinzi laptopuri, telefoane, Pentru că Cărucior Kiko X3 există doar un singur produs. Deci deja e long tail. Și cum definești long tail? Nu e de ce? Păi, lasă-mă. Lași mergi mai departe. Cărucior Kiko X-Rail cu amortizor părunți de din spate. Nu îl cumpăr. E foarte specifică asta. Uite-te ce spui ei, că toate căutările, toate frazele cheie care sunt extrem de specifice, chiar dacă fac parte de loc de el, poți să le tardezi ca... Păi da, dacă Rucior Kiko deja e o categorie. Eu asta zic. Nu neapărat. Păi de ce? Pentru că, despre exemplu, eu am lucrat pe un tent pentru care căruia categoria căruia copii și pe care poți. Păi da, dar vreau să spun că e o subcategorie. O subcategorie, că nu știu. Păi n-avea nicio subcategorie. Asta face parte dintr-o categorie. Sunt foarte multe modele. Chiar dacă nu poți să încadrezi o căutare. Eu cred că mă uiți o leagă din punct de vedere sintactic, lucrul ăsta, pentru că ce înseamnă categorie până la urmă? O categorie înseamnă ceva care conține mai multe produse. De exemplu, vorbim de o categorie generală, cărucioare. E o categorie generală, cu siguranță putem să punem de acord cu o categorie. Dacă spui că e ca și produs sau ce marcă sau cum se numește chestia respectivă, dacă sunt mai multe produse, ea e și o subcategorie. Și tot așa merge până la ultimul produs. El cred că se referă. Dacă sunt categoria aia există un singur produs, înseamnă că aia fost cu Daniel Longstay pentru că l-a dus pe omul ăla în produs specific. Hai să fim toți de acord cu o chestie pe care te lăsați-mă un pic, știu că ești, tu te înveți și vezi. Dar eu vreau să zic așa. Hai să fim toți de acord că long tail sunt acele cuvinte care au un volum de căutare mic
și un grad de unicitate mare. Da, eu când vorbesc de România, așa mă gândesc și la cuvintele cheie pentru care concurența e mică. Și dacă o să dai pe Google, de exemplu, să spunem exact cât, cu cât ești mai specific, cu atât concurența e mai mică. Exact, dacă nu face parte de noi, el stă în 6 SV 60 km, cred că el vede long term și ca volumul de căutări și pentru că urmărul respectiv nu are legătură. Ba da, exact. Adică mă refer nu neapărat la long tail propriu-zis, deci cum spun exact mot a mot, deci long tail, exact ce a spus eu mult mai devreme. Mă refer la toate cuvintele, deci pe lângă long tail și cuvintele cheie care sunt mai specifice și cu un volum mai mic și cu o concurență mai mică. Asta mă refer. Sau long tail, long tail așa. Mașină 4x4 ieftină. Sau, uite, ca să nu ne mai zic, hai, asta e lucru. Dacă zici mașină 4x4, nu ai vrut. Tu faci concurența, deci concurența, practic, înseamnă, ce înseamnă concurență? Înseamnă că sunt foarte puține pagini indexate pe structura respectivă, care sunt prost indexate, adică sunt ca și calitate vis-a-vis de motorul de căutare, da, relevanța e slabă, da? Și e foarte ușor să ajungi pe... Aia e concurență mică, da? Da. Ok. Dar eu nu cred că o categorie de cărucioare, cum ar fi cărucior marcă, e o categorie care nimeni nu vede. Adică n-ai cum să fii long tail. Long tail ar fi o chestie. Da, nici nu am greșit long tail. Da. Deci nu, el a tăiat lungul de mai nu face. De mai de tail. Mai din tail. Ok. Am făcut un moment în care nu e relevant pentru cuvintele cheie care te interesează, să te modifici. Conținutul care nu e relevant pentru cuvintele cheie care te interesează? Să te modifici tot, că nu te-a ajut, nu te-a ajutat cu nimic și nu văd cum te-a ajutat. Awareness. Awareness. Awareness, gândește, dar nu te gândi numai la produs. Gândește la brand, personal. Gândește că e o personalitate pentru care faci chestia asta. Alt tip de tot SEO. Alte detalii. Dar e tot SEO. Dar, în general, un conținut care nu e relevant pentru ceea ce te interesează, ne-am putut să modifici cu tot. Ideal e să ai un conținut bun, dar care să adaugi. Dacă dorești să mărești densitatea de cuvinte fie sau data cu comentariile. Și cum e, dacă ai un tort în care 5% nu e bun, n-ai rost să uita partea de 5%, ai 95% de care putem mănânci liniștit. Așa că are rost. Da, totuși intră la pagina asta care, pe care se poate comenta, intră în partea de Web 2.0 până la urmă. Și e văzut bine de Google, adică în general sunt văzute bine, din cauza asta și WordPress-ul e văzut bine. WordPress-ul e văzut bine că pinguiești un motor de căutare permanent. Nu faci prezentarea, nu faci prezentarea. Și ideea că oamenii pot influența conținutul respectiv, adică e, nu știu, puțin în altă categorie decât o pagină statică pe care nu o modifici niciodată și, să spunem, are un conținut fix pe care tu îl optimizezi. Nu poți să o compari cu o pagină care e dinamică, deci nu dinamică, are un conținut nou mereu, adică... Nu te-am contrazis, am zis doar că nu trebuie să pune de partea ta cu comentarii. Da, doar asta ziceam și eu. Care tu ai un site ok cu multe puncte de vedere și bine, ci că îi comentează pentru produse. Încă nu e bine. N-ar trebui să te cramponezi, să te gândești acum că te-a comentat ăla, ți-a soluție densitatea cu un rastră. Da, dar încă, și eu în general zic că la paginile produselor e bine să ai ceilalți factori, să fie titlu, descrierea produsului ok și toate chestii. Nu adaugi și un conținut, deci să nu adaugi, că n-ai nimic de pierdut. Eu cred că dacă ai titlu H1, poze și nu știu ce, chiar nu contează densitatea cuvintelor și că ai 10.000 de comentarii care sunt total pe lângă și nu folosesc cuvântul ok, chiar nu cred că contează densitatea asta cuvintelor. Dacă ai tipul H1 și peste tot. Uite, să spun o chestie. Dacă te uiți pe motoarele de comparare, gen comparatoarele de prețuri, sunt fenomenale pentru un magazin online. Fenomenale!
A doua sursă de trafic. Nu v-ați zice așa. Da, dacă oamenii ca să Eu sunt de acord. Comparatoare de preț. Cel mai al doilea cel mai bun după motorul de vânzare. Pentru un magazin online, comparatorul de prețuri reprezintă al doilea generator de trafic de calitate. La modul foarte realist. Dar eu sunt foarte autorizator, procedez așa, folosesc Google pentru cei ca să mă informez și după care folosesc Price.ro. Nu neapărat Price.ro, îl folosesc neapărat pentru preț. Îl folosesc pentru ca să văd disponibilitatea la mai multe magazine. Exact, de cele mai multe ori, în momentul când vreau să comand un produs, eu sunt nerăbdător. Și mă arde buza, vreau imediat. Exact, și atunci, în momentul când îl văd în 27 de magazine și am văzut că e un review bun despre el, știu că trebuie să-l găsesc. Dar apropo de comparatoare, ce vreau să spun, comparatoarele, e foarte bine să aibă comentarii, pentru că asta va adăuga unicitatea paginilor respective. Va fi conținut mult din comentarii și automat va fi o pagină cu un conținut diferit față de, să spunem, pagina de pe care și-au luat datele, feed-ul respectiv pentru a completa baza de date. Nu știu, e încă foarte ciudat cu comparatoarele din punct de vedere al optimizării. Eu nu înțeleg cum un comparator, înțeleg de ce, dar totuși un comparator din punct de vedere al căutării e relevant pentru o anumită căutare și apare titlul, apare, practic, multe ori apare cuvântul ăla pe pagina foarte mare, dar totuși, de ce e ăla mai relevant pentru căutarea respectivă decât ar fi o pagină de produs? Fii atent, eu sunt conform, da? Da. Și vreau să dau link la produs, îți dau link la un magazin online sau îți dau link la Price.ro de unde înțelegi tu? Depinde de persoană. Eu personal aș da link la Price.ro, că ai de acolo sunt opțiunile, ai poți... Și, în general, comparatoarele ăsta au... cu asta, foarte multe link-uri către ele și asta, deci, din cauza asta, e, să spunem, sunt le găsit în poziții mai bune decât paginile produselor respective. Nu, ideea e, cum mă gândeam acum, în realitate, PC Garage și Marco, de astea acolo în footer, au pus-i frumos, că se dus pe România acolo. Găsește absolut toate site-urile ca așa ceva. Vrei să cauți după preț? Vrei să cauți după numărul de magazine? Ce zic ei e că pe Price.ro găsești, apare, deci când cauți un produs, apare întâi Price.ro și după aia magazin. Asta e oarecum o problemă. Apare întâi comparatorul și după aia magazin. Da, din punctul de vedere a experienței utilizatorului, dacă te gândești așa, e mai ok să apară Price.ro prima dată, pentru că acolo lui oferă foarte multe opțiuni de preț și asta decât direct în magazin. Asta e și interesul lor. Da. Și direcționeze traficul magazinelor respective sau produselor respective către ei. Ca un interior mai departe să împacă traficul respectiv după performanță. Adică tu alegi produsul dar după ceva. Te interesează după preț, după aia. Și ei practic ce fac? Iau tot traficul respectiv, îl bag într-un loc și îl aranjează după performanța care te interesează pe tine. Adică elimină partea asta de optimizare pe care poți să o faci în detrimentul... Da, până... Exact. Cam asta e ideea, să spunem, a... Da, cam asta e ideea pentru care funcționează perfect. Ok. Alt factor. Am scris acolo page rank și autoritate. La ce mă refer? Hai de lucrurile așa peste numărul de pagini. Numărul de pagini. Dar eu ceva de zis. Păi s-a tot discutat, uite, apropo de comparatoare și... părerea mea, cu cât ai un număr mai mare de pagini, te ajută, în primul rând, conținutul, deci e mult mai, cantitatea de conținut e mult mai mare și ai șanse
longtail, să primești trafic foarte mult din partea de longtail și nu are cu ce să scoacă nasol. Ideea e numărul de pagini să fie unice, să nu ai conținut duplicat foarte mult, că prea mult să mă adaug la scășină. Ai văzut ultimul SEO report ăsta? Da, nu. Ai memoria RAM, ai conținut duplicat, dar sunt mai de mică. Ai, și la știri ai conținut duplicat, că zice clișeele alea. Tot conținut duplicat. Nu, nu, dar se referă la conținut, adică e la loca. Pagini dublă. Pagini dublă. Da, nu, apropo de chestia asta cu index, slash și fără slash, să știi că am văzut în ultima vreme că și-a dat seama și Google că paginile respective sunt aceea, reprezintă aceeași pagină și... Ai un exemplu? Pentru că eu am uitat ceva acum câteva săptămâni și am căutat pe foarte multe site-uri care știam deja că au PGM diferit pe index și pe fără index. Așa, și nu mai aveau PGM diferit. Google Webmaster Tools ne-a dat duplicate de meta pentru pagina normală și pentru indexul. Cred că e posibil ca ei să-ți corecteze eroarea, dar nu doar să consideră o eroare. Știi? Deci aveți domeniul prin ceva slash index.php și slash index, nu? Da. Nu, ea se referă la pagini cu mod rewrite, la nivel de folder, nu la nivel de... Să consideră conținut dublu. Pentru că se poate seta din serverul Apache care să-ți fie fișierul principal, indexul, cum ar veni. Se poate să pui orice mod de asta e ideea, ca să vede normal să știi și asta faci și din server o să testezi care e pagina și automat se face faci mod rewrite ca să se ducă acolo să nu mai poți să accesezi indexul HP. Asta e singura soluție. Google nu are cum să ne sau poți să faci urele canonic. Indicat să faci trei. Deci ce am văzut ce au făcut ei cu reducerea lor, am nevoie, vă recomand la toți cei blogul lor, a scos acum raport, cum au făcut ei pentru serviciul lor. Și dau multe exemple, și au vreo două pagini, vorbesc numai de redirect-uri și de cum au făcut. Da, pagina e goală, dar e nebunit. Și tot bazat pe chestia asta. Și e foarte complicat procedura. Nu numai 300 mai multe de aia sunt lese. S-o grămadă de aia cu care trebuie să 202. 300 de zi, apropo de page rank și autoritate. Auzi, dar cum cumpărăm un domeniu cu un bot? Dar nu. Cum cumpărăm ce? Îi faci hijack la un... Faci hijack? La .ro sau ce? La .ro sau .ro. Deci singurele modalități ca să ai posibilitatea să cumperi. De fapt, când se cumpără, se dă în oamenii. Da, ia de la mine, puteți. Iar în loc, îi dai în judecată, știi? Și îți dă da, singurele modalități să spunem ca să iei toți evrei au un gov sau deci, dacă se evrei, parcă au... Pe ce le facem site? Pe gov, frate.
să găsești undeva pe un site gov, n-ați văzut companii conduse de evrei cu site-ul pe tot? Nu, și am o grămadă de prietene. Nu? Și n-am? Mai ego. Hai cu pe paginilor, dacă no. dați Viagra, Buy Viagra online, o să vedeți că... Buy Viagra online.org. O să vedeți că cel puțin 5 rezultate din primele sunt pagini Evo, care nu au nicio legătură cu Viagra, dar la un moment dat au fost pageri și cu câteva link-uri către ele au ajuns în prima pagină și ele fac automat un 302 numere. Dacă încă mai sunt hijack, fac un 302. Nu, nu înțeles pe hijack, deci e un link în interiorul lor către... Hijack pentru că le spargi. Am înțeles, le spargi, dar mai spargi și ai pus link către site-ul. Un 302 pe pagina respectivă către pagina ta. Deci dacă avem, să înțelegem din asta, că dacă avem pile pe la ministere, putem să vorbim... Dar nu trebuie să ai pile, că de la început ești bine. Dacă nu ai lăsat de chile și de feste... Și GOV doar entități americane pot lua, deci doar... Sau să fie unde, cum ai fiți. Bun. Deci, dacă dă cineva un link, vreau să spun de punct de vedere a optimizării. Dacă dă cineva de pe Edu sau GOV un link, gândi de tine. Foarte tare. Dar de exemplu, nu se așa modalitatea de a pune... Dar și când o să treacă mai departe. Da, în punct. Deci, un, da, mă rog. Nu. Mulți cu Edu au guestbook-uri. Dar au și la comentarii apare, au un fapt. Dar la guestbook n-a fost. Dar eu zic că au o listă cu în jur de 50 de bloguri pe care sunt bloguri GOV și Edu pe care poți să comentezi cu Dufală. Există, dar aș fi găsit foarte greu, eu am stat... Arată-ne cum cauți! Vă zic că te-arăt și nu. Dacă vreți dau altul la care e super overgiv și... Dacă vorbești cu un prieten care are să scrie un comentariu, cum să scrie un articol pe site-ul la Vox sau cu el despre mine, de exemplu... Și după aia să-ți dea raport unde am scris, nu? Cuvinte că e important, că am păi pentru site-ul meu, știi? Pentru multe alte pagini. Da. Ok. Așa ar fi. Așa e perfect. Factor negativ. Primul factor. Folosirea flash a imaginilor pentru a prezenta text. Deci, motorul de căutare, adică... Să comentez ce ceva. La folosirea flash-ului și a imaginilor pentru a prezenta text. Există anumite elemente în pagină care ar fi indicat să le transformați în imagini. Adică sunt redundante. Texte, zi texte care trebuie să le faci pe de exemplu, elementele alea care se repetă, de exemplu, într-o prezentare, nu? Ai conținut, când ai lista de produse și descrii caracteristicile produsului. De exemplu, caracteristicile aia putea să le transforme în poze, știi? Ca să nu mai le mai indexeze de pagini, de exemplu, nu mai conținut în sine. Care e problema dacă indexează? Că apare conținut duplicat? Nu, dar scrie și densitate. Ok. Cred că densitatea pe aici nu... Eu ce obțin am nicio problemă cu densitate. Păi, în loc să-ți vadă, scazi densitatea, nu? Că dacă transformi textul ăla... Crești densitatea, crești densitatea. Crești densitatea. Iar, dacă nu mai zis cum așa și nu... Nu, crești dacă textul ăla nu dat în casă. Păi, în general, de textul respectiv nu există cuvinte cheie, la asta se referă. Exact. Care te interesează. Deci, tu nu ai cuvinte cheie în textul ăla. Ăla e redundant textul ăla pentru pagina respectivă. Atunci dacă îl pui poză, nu se mai ia în considerare... Da, știi care e chestia? Că, în general, o descriere de produs, se spune, e foarte dacă mică. Dacă e cel mai mică, da, asta e foarte, că e foarte mică și ajungi să ai mai mult cod într-o pagină decât text propriu vizibil. Vizibil. Da, contactul, de exemplu, contactul e ok, dar numărul de telefon... E-mailul sau... Păi vreau să-l copiez și să-ți-l trimit prin e-mail. Deci lasă-mi cauzabilitatea, e foarte deranjantă chestia asta. Și poate vreau să caut la... Păi uite, fii atent, mă sună cineva, primesc telefon și scriu numărul ăla în Google. Păi dar scrie altul la imagine și... Păi altul la imagine. Optimizezi imaginea, deci o faci ca... Așa și după aia super optimizezi. Ziua trebuie să caută legată. Serios, care o cinezează
Deci fac de fiecare. Zi mai tare să te înregistreze. Păi nu vrea. Am auzit. Nu știu. Așa. Vreau să mai spun ceva legat de flash. Știi că m-a citat săptămâna trecută cu un tip, cu mai mare un tip după ce am capul. Ideea era cu flash. Continuă cu ce cu unde ne-ai rămas. Poate fi optimizat. Mă rog, era cam bad. Nu, deci eu stres. Nu, și dacă are flash instalat, îi faci site-ul cu flash. Dacă nu are flash instalat, cum sunt toate spider-urile de la Google, așa, îi servești pagina, mă rog, pe care știu. Asta e la mai eu. Asta e... Pe mâna te optimizezi la căutări, pentru că... Deci pentru... Dar există o soluție prin care tu poți să scrii flash-ul ăla și să folosești text în formă brută, în site-ul flash. Și să iei din... Și Google Crawler caută și în flash-ul ăla. Aproape 2 ani, 3 ani de zile caută și în flash, dacă mai bine. Da, știu că asta, dar nu se știe exact cum caută în flash. Ziceam că asta ar fi o alternativă, ce am găsit eu și ce am citit. E o soluție foarte ok, dar pe ansamblu e mai bine să nu folosești flash. Păi până la urmă asta, dacă faci două site-uri, de ce să mai faci și pe cel WordPress? Dar poți să faci un... WordPress.com a fost pentru mine permanent un reper pentru design. Știi ce am văzut? Uite, WordPress este foarte mare. Știți? Nu știu dacă știi site-ul, ai tot, e flash, cu action script mult și îți faci tot felul de nebunie acolo. Vreau să zic că site-ul la un moment dat avea pagine foarte mari, dar trebuie faptul că toată lumea activitatea către el. Nu le făcea diferite, da? Pentru că erau mari și erau după design și acum ei au făcut, au spart flash-ul ăla, mai multe sesiuni de film, mai multe flash-uri, mai multe ce. Și l-au, au optimizat lucrurile astfel încât și acum site-ul este foarte bine indexat. Chiar trebuie să verificați. Am pus și flash-ul în HTML, dar sunt și părți care sunt exclusiv un flash, un flash și datorită XML-ului, pentru că încărcau din XML, indexează flash-ul XML-ul, practic, indexează da, Google-ul XML-ul din flash. Dar nu e problema că nu indexează flash-ul, e problema că flash-ul e blocat. Asta e ideea, că nu e indexat. E blocat. Da, e blocat. Adică, pentru link-urile care sunt prezentate în flash, nu sunt urmărite. Tu poți ai site-ul în flash, pagina ta e indexul, care e totalitate flash, care e totalul flash, e indexat, dar vede doar indexul. Celelalte pagini, dacă sunt toate în flash, nu le mai vede. Asta e ideea. Da. Și de-aia poți să faci animații sau ceva flash în HTML. În momentul în care ai doar link-urile și ai animații, ai și flash în pagină, dar nu e site-ul integral în flash, asta nu știu, da. Ai să faci și flash și ceva, sistemul de relation cu no follow sau follow, nu știu pentru flash, sunt sigur de chestia, nu cred că au să fie lăbură așa. S-ar trebui să existe ceva. Și plus că, uite, mai știu, după stai cu integrarea în flash, nici nu merge cu filmul URL. Celelalte nu există. Cum, spre exemplu, ai mai multe... Na, nu știu, de exemplu, acum așa, intrăm cu un site să vezi. În momentul în care dai click pe o categorie, URL-ul tău nu se schimbă, e același. Eu nu vreau să mai schimba asta. Păi nu, atunci era HTML combinat cu flash. Da, nu se schimbă. Și e singur, un singur film. Și tot se întâmplă filmul respectiv. Și e prost și pentru tracking. Da, na, eu... Să faci acest tracking. Mai bine, da, vrei neapărat flash, place flash pentru multe prezentare sau pentru un blog, pentru ceva, pentru... Asta depinde foarte mult și de profilul site-ului. Da. Dacă, dacă vrei să vă mai spun, asta e. Ideea e că un site de prezentare care, nu știu, vrei să-l folosești pentru o prezentare care se arate foarte bine, și poți să te interesează pe urmă să-l ranchezi foarte bine. Deci, eu cred că orice activitate non-comercială poate să fie direcționat către chestia asta. Adică, atâta timp cât nu vizezi să ai relevanță în... Da, ideea e că pierzi dacă orice site până la urmă vrei să fie cunoscut și dacă tu din toate pagini, exact cum zicea, ai o singură pagină în site-ul, care e pagina de index, conținutul foarte puțin, dacă totul e în flash, deloc nu e textul, deci automat motorul de căutare nu știe nimic ce e în site-ul tău și nu știe unde să-l încadreze, decât folosind, să spunem, linkurile, ancorele linkurilor către tine.
asta e singura lui posibilitate să-și dea seama în ce temă să te integreze pe tine. Și de asta zic că pierzi foarte mult la nivelul că... Eu sunt de acord cu tine. Eu doar spun că cele care au valoare în comercială, de exemplu, spun, uite, filmele din SUA, toate filmele din SUA au ca site oficial, majoritatea sunt în Flash. Așa este, da. Bine, dacă nu te interesează să avem un brand, putem să le dați Coca-Cola și ați face acolo site-ul Flash și... Da, nu prea contează. Adică, scută-vă. Da, să că nu-și interesează site-ul, nu. Nu, păi, știi că e de altă parte. Acolo, într-adevăr, nu... Ai face chat-ul în momentul. Nu. Nu? Chat-ul cu... Hai, mergem mai departe. Da, și eu ceva. Cantitatea de conținut unic foarte mică. Așa, de asta, ce vorbeam mai devreme, apropo de conținut ridicat. Există locul unde poți face piperi. Există locul unde poți face piperi. Nu mai vreau vreau să faci piperi. Genul ăsta, că variatorilor, șan de gol, pipera, zonele este exact unde n-ai și ori mori n-ai nimic în zonă. Nu știu, știi? Și atunci ești cum îmi dați mai de chetul clasice. Acolo e tot interesat să plăsești cumva de mec. Am venit cu mecul la ușă, să ai lovitura. Există? Conținutul respectiv, să nu știu ce film. Da? 100% sunt firme care îți comand, te duci să îți cumpără din beta. Îți cumpără din beta, știu asta, știu. Folosirea într-o pagină, adică repetarea într-o pagină, cuvânt cheie de foarte multe ori. Știu, mi-a adus aminte. Fără logică. Da, fără logică, exact. Ei mă aveau un, puneam la sfârșitul paginii, o listă de 10 rânduri de cuvinte cheie. KFC-ul la ușă. Da, păi. KFC-ul, KFC. Da, înțelege. Dacă vii cu Crispy Strix-ul și îl pui acolo pe masă, este deja nu foame mie. Așa, folosirea de redirector Meta Refresh. Asta, redirector Meta Refresh, fără ca utilizatorul să dea click pe un link. Adică lași, nu știu, să spunem jumătate de minut, 30 de secunde pe o pagină și automat îl duci pe altă pagină. Urât. Apoi, link-uri către pagini dubioase. La asta mă refer să dai link-uri către site-uri care fac SEO spam, care sunt deja banate sau sandbox, deci penalizate. Targetarea unui număr foarte mare de cuvinte cheie în... deci, un număr foarte mare de cuvinte cheie în cadrul unei singure pagini. Adică, în loc să structurezi, să spunem, conținutul pe categorii, fiecare bine targetate pe 2-3 cuvinte cheie, pui tot conținutul, să spunem, într-o pagină și acolo vorbești și despre mere, pere, cireșe și... Așa. Pixel links. Linkuri care de mărimea unui pixel, care sunt folosite doar pentru, să spunem, creșterea altor pagini. Deci ele nu au o valoare pentru utilizator, pentru că el nu le vede niciodată. Folosirea frame-urilor, deoarece încă sunt probleme la citirea frame-urilor. Deci, dacă pe o pagină, să spunem, 90% din conținut e într-un frame, chiar dacă în conținutul respectiv e, frame-ul respectiv e un conținut de calitate și ok pentru utilizator, Spider-ul nu ți-l citește în pagina respectivă și e foarte probabil să nu te ranchezi, să nu te găsească relevant. No index tag-urile. No indexează pagina. Bine, asta e și un pat de bezbrie a spam-ului. De exemplu, WordPress-ul, by default, are no index pe categorie. Pe categorie. Cine? WordPress-ul. Are nou index, nou cache, chiar, mai exact. Dacă se testezi tu, nu, by default, așa vine. Dar nu vă faceți griji când am plăjat la ea. Sigur nu e de la Oli Nuanțe o pe-a chestia asta? Am, din greșeală... Deci e bloggerul la din greșeală e și ceva fie. Din greșeală... Păi din greșeală stau... Așa s-a indexat. Deci pregăt sub mie, deci și pe tot în Google Master Search, pe într-un blog, blochează din roboți paginile de search intern mai de categorie pentru a evita asta, după ce faci un plan.
plugin, să știi, adică nu știu dacă vine WordPress cu chestia asta standard. Nu, de standard vine așa, iar cu plugin-ul, cu ăla, cu SEO, poți să scoți chestia asta cu nou index. Nu, cred că standard nu vine așa. Poftim? Poftim? Ce? Nu, poftim adică n-am înțeles ce să... Odată s-a întâmplat să lași nou index, nou follow pe WordPress și s-a indexat. Știu că pare să deci, nu prea înseamnă asta. Linkurile nu știu cum a apărat înseamnă. Toate linkurile. Părerea mea că linkurile nu fac o... Nu, dar n-ar trebui. Deci, nu. Deci sunt, le citești și am pura e citit, adică și... Bineînțeles, da. Data mai departe. În ăsta comunicat cu oficial Google spune că no follow doar trece, îl citește, merge pe pagina respectivă și îi interesează, dar nu oferă nici din PageRank, nici din Anchor, nu ia nici AP. Am făcut test cu în jur de 400 de link pe pagină cu Anchor de pe blog-uri și că la Anchor respectivă era pe primul mi se pare normal, mi se pare ok. Vând tot și înainte de a face chestia era undeva prin pagina. Deci foarte bine, comentați blog-uri, fraților. Da, de nu fac. De ce să nu faci? Se investește niște activism. Nu mă zici. Se investește niște activism. Da, da. Exact, exact. E un serviciu care nu-l oferă, e complementar. Nu, că am găsit și chestia asta acum de coloratul, că linkurile când îl follow, Google Bot îl ține cont de la, adică și trece și vede pagina respectivă, dar îi dă și din PageRank. Nu știu dacă la același nivel, dacă atingi fără nou follow, dar îi dă. De când Twitter, Facebook și astea a devenit o mare problemă dacă n-ar da nimic. Nu e așa? Corect. Deci cu alte cuvinte, băgați la Twitter comentarii cât de... Consider ancorat în, mă rog, știi... Da, știi, știi că Twitter are o versiune light, pe care link-urile sunt fără nou follow. Este luată în considerare ancorat. Numai că are în meta, nu, index sau cache. Deci pe mult mai bine. Mobagă cel puțin un rezultat. Nu-mi dă ceva. Rezultat sigur te bagă pentru că... Să-l salut pe Alex Doi din partea mea când te vezi că... Că să ne-am un interviu și ești foarte mult să-i bagă. Nu mă dau de... Mă aștept să dau de... După, nu știu de 2-3. Te rog. Bă, 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 Google de ajuns să ai un link de un blog sau stai mai indexat cât de cât și te tu faci SEO în România? Nu. Păi am și păi da, dar mie aceeași. Nu! 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 Da, te mă rog că te o zici că așa ar fi, dar nu e. Tu știi, mamă, de că vei să ne spui, ia. General ce e România. Zic cum indexează ASCU, lasă. Nu indexează. Dar mă refer la viteza de indexare, că cum indexează și e așa, cum așa e diferit. Viteza de indexare, nu știu dacă e diferită. Ba da, e, cred, nu. Acum, depinde de cum îți iei un link. Eu zic ceva. Dacă pun un link pe un... Te duci și... Nu! Te duci și eu comentezi cu noul tău site pe 3 bloguri, să spunem. Adică la Zosta, la Piticul și la Arhi? Nu faci nimic și e normal, mă rog, cu care... Păi n-auzi că indexează? Logic, dacă pune pagina așa în suspendare, dar are nimic de pe ea automat. E logic, așa. Ce-ai dat? Nu uite orice link și am văzut că ce-a văzut. Dacă cineva ar fi un blogul la Zosta, chiar dacă nu e în afară, știi? Nu cred, ce-i foarte prea. La Zosta, ca să-ți comentat, trebuie să te înjuri, să-ți mit o can, să fii nesimțit, așa, nu mai așa ți-a propus Zosta comentariile. Nu mai să fii împotriva curentului. Dacă comentezi mai des la el pe site, mult mai mult trafic îți vine decât dacă ești în blogul. Nu, eu nu comentez. Nu trebuie să comentezi. Oficial nu comentezi. Da, e foarte mult traf. Depinde, îți zicem... Dar a fost să fii primul care comentează la Zoso sau la Mircea Badea, îți iei trafic lejer din click pe link. Da, dar oricum, nu mai intra nimeni direct de pe Zoso, zicem că te favorizează Google cel mai bine. Nu, zic eu că, ca să zic o chestie, uite, cum să faci niște bani, da? S-a părut că avea nevoie. 50 de blog-uri, în care au
iei conținut automat din RSS feed-ul. Vezi că se înregistrează tot. Din RSS feed-ul și îl postezi la tine pe site excerpt și cu link către pagina unde ai luat așa și dai un ping back către site-ul respectiv și îți spun că dar ideea e să fie blogul, să iei un conținut de pe blogul care au activat chestia. Adică tu ce faci aici, ești un social bookmarking. Nu, e o ciordeală de trafic de la alea. Bine, asta să urmă și social bookmarking. Sau așa. Pentru că sunt social bookmark-ul lui, pentru că automat, după ce știi că în general sunt primele trackback-urile, după ce citește, you might find also interesting și pune R3 să spune dintre amici. Chestia, când a lansat o producție chestia, am dat un trackback către site-ul Google. Și pentru... Către site-ul Google? Da. Nu, bă, logo Google, pardon, așa. Și, nu știu, 2-3 minute, am fost chiar primul link din YouTube. Și mi-a venit toată vreo 50% de ajutători. Dar așa, în 2 minute, vreo 100, vreo 50%, cam așa. Bine, după aia, cu bolet mai jos link-ul, dar prima poate am fost, deci ca să vezi ce... Da, am văzut de chestia aia, cred, la business-ul vostru, ăsta nu mă axați neapărat. Nu, eu vă aici, că nu știam, deci am vrut să obțină cât mai mare trafic, adică să vă ajungă cât mai mult oameni să vadă site-ul ăsta, ceea ce cred că sunt greșit. Dar și să nu prea merge cu WordPress, că deja dacă link-ul de acolo, după aceea, de ce cred că e foarte greșit. Sunt și blog-uri, site-ul respectiv, calea de utilizare este găsești modalitatea de a aduce cât mai mult utilizare. Nu stai pe respectiv, din sfârșitul ăsta de interes. Adică nu mai lasă toată ideea mea să am cel mai mare trafic din lume. Cel mai mare trafic care mă interesează de lume. Dar unii chiar ăsta mă acești. Nu vor să le-am dat. Eu cam asta comentezi. De exemplu, sunt aici oameni care sunt cu reclame plătite și când vin la Google să caut McDonald's, îți apare în dreapta acolo, cumpără de la McDonald's primul ce vrei tu, da? Alea sunt super relevante și ăia sunt, deci în rândul mântean nu face reclame plătite și ăla relevanța e totul. Dacă nu e relevanță, nu știu ce întâmplă. Plătește cam un ron pe fiecare click, deci dacă face cineva click, trebuie să ia clientul un ron, trebuie să ieși așa în comisiune și dacă ceva nu merge bine și ai 100 de click-uri, te-ai pierdut cu mine. De relevant e click-ul ăla. Păi asta e, că dacă nu e relevant, dacă e relevant, te spune clientul. La nu e relevant? Și poate să te greșim de acolo. Stai, ai o marjă și te spune 8%. De voastră nu încerc. Din toți care au intrat pe Google din reclamă. Și are pagina de aterizare, numai prin Google poți să ajungi la chestia aia, numai prin reclame, n-are nimic din altă parte. It's an art. Doar tu ai cu aici ai clas, e cu tu mai mai zis, interesant. Da, da. E ciudat cu hidden, pentru că ei au băgat la un moment dat o regulă în care dacă tu ascundeai conținut, era o problemă. Te penaliza. Sau poți să culoare ca fundalul site. Lasă, din asta tot din gama lecă, dar nu mai e. Că tu poți să-i pui culoarea pe ecran. Există metode de sondaj de opinie. Aici? Nu. În sensul că ai o pagină în care intră și pur și simplu filtrul face efectiv site-ul. Nu știu că site-ul ăla și urmărești niște pași în site-ul. Efectiv te face să urmărești niște pași ca să râși la făcut. Și în așa fel încât dacă nu e clip din spărerea ta, din seria ta, din tot cu tău, din targetul tău, are înălța. Așa, și tu vrei ce vreme de asta la... Da, a terminat? Da, întrebări?